Privitori pe rețelele de socializare, vă spunem din studioul televiziunii Europa Nova din Timișoara, din cadrul emisiunii Cuvântul care zidește. Am început, iată, Sfântul Post al Paștilor de o săptămână. Ne aflăm în prima duminică din această perioadă de timp binecuvântată de până la venirea Sfintelor Paști, în Duminica Ortodoxiei. Duminica Ortodoxiei, sau îmi aduc aminte când mai de mult s-au tipărit primele calendare după 1990, se scria Duminica Ortodoxiei, linioară, înălțarea Sfintelor Icoane. Pentru a accentua și mai clar semnificația acestei duminici în cuprinsul anului bisericesc și în viața duhovnicească a credincioșilor noștri. Sunt deosebit de bucuros că în această primă duminică din Sfântul Post al Paștilor să îl avem în emisiune pe preaonoratul părinte, dr. Ionel Popescu, vicar eparhial la Arhiepiscopia Timișoarei și parohul Bisericii Timișoara Iosefin din orașul nostru. Să rămână și bine ați venit, părinte vicar! Bine v-am regăsit! Doamne ajută! Vă propun ca, împreună cu telespectatorii și cu privitorii noștri, să parcurgem încet, încet semnificațiile duhovnicești ale acestei zile. V-aș propune ca pentru început să ne oprim la ceea ce înseamnă de fapt această duminică, Duminica Ortodoxiei și zic și eu ca și în calendarele de după Revoluție, înălțarea Sfintelor Icoane. Astăzi a fost o duminică binecuvântată de Dumnezeu, o duminică frumoasă, încărcată de semnificații duhovnicești deosebite și cu bucurie am constatat că la nivel național, de la București și până la Arad, de la Arad și până la Iași, de la Satu Mare și până la Malul Mării, întreaga Biserică Ortodoxă Română a cinstit sărbătoarea într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Multe parohii chiar au organizat procesiuni cu Sfintele Icoane sau au organizat expoziții de icoane și alte manifestări în cadrul cărora chiar copii și tineri au activat în diferite ateliere de pictare a icoanelor pe lemn, pe pânză, pe sticlă, tocmai pentru a rememora ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 1200 de ani în istoria bisericii noastre și pentru a sublinia încă o dată, dacă mai era nevoie, importanța pe care Sfintele Icoane, Sfânta Cruce, de asemenea, o au în cadrul bisericii noastre drept măritoare. Pe lângă aceasta, bisericile au fost pline de credincioși, dornici, ca după prima săptămână din postul Sfintelor Paști, să se întărească duhovnicește prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Așadar, duminica de astăzi, pe bună dreptate numită a Ortodoxiei,
Este o sărbătoare dragă sufletului nostru și chiar îmi face deosebită bucurie să dialogăm despre duminica aceasta. Normal că în calendarul bisericii noastre sunt multe duminici și toate duminicile, de altfel, foarte importante prin faptul că în ele cinstim cea mai mare sărbătoare a creștinătății, care este învierea Domnului. Avem apoi Duminica Pogoririi Duhului Sfânt sau Rusaliile. Avem Duminica tuturor Sfinților, Duminica Sfinților Români, Duminica Nașterii Domnului și celelalte duminici. Dar în mod cu totul special, astăzi cred că este sărbătoarea credinței noastre. Așa cum la Duminica Pogoririi Sfântului Duh sau la Rusalii este ziua de întemeiere în formă văzută a bisericii noastre, așa și astăzi avem sărbătoarea credinței noastre, pentru că acest cuvânt, ortodoxie, originar din limba greacă, înseamnă dreaptă mărire sau dreaptă slăvire, credință dreaptă. Deci noi în această sfântă zi de duminică ne cinstim credința. Și nu credința pe care am importat-o de undeva, pe care am primit-o în urmă cu 100, cu 500 de ani, cu 1000 de ani. Nu, ci credința pe care noi am primit-o prin propovăduirea, îndeoseb, a Sfântului Apostol Andrei, dar și a altor misionari creștini prezenți, de pildă, în rândul ostașilor romani care au venit în Dacia. Deci am primit-o de acum 2000 de ani. Este credință apostolică, este credință curată, neschimbată, pe care, iată, o avem, în care ne-am botezat, în care credem și pe care avem misiunea sfântă de a o transmite și generațiilor care vin după noi. Am adus un text de la un părinte profesor al bisericii noastre care s-a numit Ioan Gheorghe Savin și care, vorbind despre duminica aceasta a ortodoxiei, spune printre altele că ea este o realitate spirituală, o realitate spirituală care ne leagă cu cerul și prin el cu toți acei care, după noi, vor trăi și vor adormi în ea și cu care ne vom regăsi în sfânta nădejde a vieții viitoare. Ce minunat a spus cu mulți ani înaintea noastră acest teolog al bisericii noastre, profesor de teologie. Iar părintele Nicolae de la Rohia, pe numele său de scriitor Nicolae Steinhard, pe care îl cinstim și îl iubim în mod deosebit pentru modul în care s-a încreștinat, în detenție fiind, și pentru viața frumoasă de creștin ortodox pe care a trăit-o, pentru scrierile pe care ni le-a lăsat spiritualității noastre românești ortodoxe. Deci monahul Nicolae de la Rohia considera la rândul lui că ortodoxia este cel mai mare dar al poporului român. Asta spune un evreu încreștinat, un intelectual remarcat în cercurile noastre culturale din România și de peste hotare. Ortodoxia este cel mai mare dar al poporului român. Credința apostolică în strai ortodox este cea mai potrivită pentru sufletul românesc. Vedeți? Este formidabil cum surprinde în puține cuvinte esența poporului și a credinței noastre. Este o bărbăție în ortodoxie dublată de o neprihănire feciorelnică ce ține echilibrul și spiritul creator în toate firile ce s-ar putea naște pe pământ. Iată un teolog,
un evreu încreștinat și în același timp scriitor, critic literar, care definesc într-un mod excepțional adevărul credinței noastre și modul în care poporul nostru român se raportează la această credință. Și am adus încă o carte aici, poate că uitată, e scrisă în anul 1939, poate uitată de mult, care se intitulează Ortodoxie și Românism și l-are ca autor pe părintele profesor Dumitru Stăniloae, cel mai cunoscut teolog român al secolului al XX-lea. Părintele Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și Românism, în care, printre altele, părintele profesor spune așa: iar când accentuăm elementul ortodox din firea românească, arătăm un motiv în plus pentru necesitatea ca neamul nostru, să rămână pe linia ortodoxă, dacă vrea să nu decadă din românism și, în general, dintr-o situație superioară într-una inferioară. Formidabile cuvinte. Adică, dacă ne pierdem ortodoxia, dacă renunțăm la ea, dacă noi, după 2000 de ani, cădem din această credință dreaptă a înaintașilor noștri, credința apostolică, atunci riscăm să cădem și din românism, să ne pierdem ființa națională. Deci ortodoxia este așadar credința neamului nostru de când el s-a format. Aici, în spațiul acesta, cum se spune în deopște, Carpato-Danubiano-Pontic. Este credința mea și a frăției voastre. Este credința tatălui și a mamei mele. Este credința bunicilor noștri. Este credința înaintașilor noștri. Credința de care și-au legat toate nădejdele noastre. Și de aceea, în această duminică sfântă, parcă ne adunăm toți. Și cei care suntem încă pe pământ și ai noștri dragi care au plecat la Domnul, ne adunăm împreună ca să cinstim ceea ce noi avem mai prețios, mai scump pe lumea aceasta, darul credinței, care nu este de la om. Spune Sfântul Apostol Pavel: credința aceasta, Evanghelia aceasta pe care eu vă propovăduiesc, nu este de la mine, ci este de la Dumnezeu. Și credința noastră este o credință sfântă, este o credință dreaptă, este o credință apostolică, este o credință neschimbată, este credința care ne-a adus darul iubirii în sufletul nostru. Cam aceste gânduri mi-au trecut astăzi prin minte, rugându-mă împreună cu părinții, cu credincioșii în sfânta noastră biserică, și cred că la fel s-a întâmplat în toate bisericile noastre ortodoxe din țară și din afara frontariilor țării. Mulțumim, ne-ați prezentat câteva icoane ale ortodoxiei puse în scris de câțiva înaintași de noștri. Poate că s-ar putea să pară puțin neobișnuit și, așa cum dumneavoastră ați amintit, ați spus că sunt duminici speciale. Duminica aceasta este specială și pentru semnificația ei deosebită, dar și pentru faptul că, de obicei, în bisericile și mănăstirile noastre nu se predică, deși avem o Sfântă Evanghelie, cum se citește de regulă în fiecare duminică și în sărbătoare, avem un text, așa numită pastorală, care se citește în Duminica Ortodoxiei. Ce ne puteți spune despre acest obicei? Există o rânduială în bisericile noastre ortodoxe ca fie Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în cazul de față, fie
mitropoliții și episcopii noștri la marile sărbători să adreseze un cuvânt de învățătură preoților, monahilor și credincioșilor noștri, cuvânt de învățătură care poartă numele de pastorală, pentru că se adresează păstoriților. Ierarhul transmite păstoriților săi acest cuvânt de învățătură, îndeoseb la Paști, la sărbătoarea Învierii Domnului și la nașterea Domnului sau la Crăciun. Există și cazuri speciale în care ierarhul se poate adresa de bună seamă păstoriților săi printr-o astfel de pastorală. Pastorala care s-a citit însă astăzi în bisericile și mănăstirile noastre nu este o pastorală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel sau a unui ierarh al bisericii noastre, ci este pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul 2024. Așa s-a îndătinat deja să avem această pastorală pe care, e adevărat, o semnează Patriarhul României, dar și toți membrii Sfântului Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe, ierarhii din țară și de peste hotare. Pastorala Sfântului Sinod este adresată păstoriților din Biserica Ortodoxă Română și aduce în atenție în această duminică importanța sărbătorii pe care o avem, Duminica Ortodoxiei. Deci se face o incursiune, dacă ne putem exprima așa, în istoria bisericii noastre, în care se arată temeiurile pentru care cinstim Duminica Ortodoxiei, când a fost statornicită această sărbătoare a dreptei credință, dreptei credințe, de ce a fost statornicită, și apoi se vorbește despre cultul sfintelor icoane, atât de dezvoltat în cadrul bisericii noastre ortodoxe, iar în final se face un apel al ierarhilor Sfântului Sinod către toți preoții, monahii și credincioșii din cuprinsul Patriarhiei Române, repet, din țară și de peste hotare, pentru a organiza o colectă. O colectă nu pentru biserica sau mănăstirea în care se organizează, ci o colectă pentru a fi de folos bisericilor, mănăstirilor, credincioșilor, așezămintelor bisericești care au nevoie de ajutor, care se află într-o situație delicată din punct de vedere material, care sunt, de pildă, în Valea Timocului sau în Bucovina de Nord, în sudul Ucrainei de astăzi, sau în îndurerata noastră Basarabie, sau în țară. Sunt atâtea parohii mici, depopulate și îmbătrânite, aflate în satele noastre, unde trăiesc puțin credincioși, dar au nevoie de ajutorul nostru. Au o biserică, poate monument istoric, care este pe cale de a se degrada și de a se pierde, de a se dărâma, sau este o mănăstire care face parte din patrimoniul național și se află de asemenea într-un pericol avansat de degradare. Acestea toate, parohii, biserici, mănăstiri, credincioși din țară și de peste hotare, sunt ajutați cu fondurile care se colectează în această duminică a Ortodoxiei. Pentru că se întâmplă, din păcate, un lucru regretabil, și anume acela că în foarte multe localități, mai ales izolate din țara noastră, unde au mai rămas 10, 15, 40 de familii, nu mai există nici primar, nici polițist, nici medic, nici secretar, nici alte autorități ale statului. Singurul
reprezentant al unei instituții care rămâne în asemenea locuri și care se îngrijește de sufletul credincioșilor, mai ales îmbătrâniți, și de păstrarea lăcașului de cult, de îngrijirea cimitirului, a troiților, a tot ceea ce are biserica acolo, singurul este preotul. Ori, neavând la îndemână mijloacele financiare necesare, cum poate să poarte grijă de ceea ce au realizat înaintașii, de patrimoniul nostru bisericesc, de valorile noastre? Astea toate grăiesc despre ortodoxie, despre frumusețea credinței noastre. Cum putem să le conservăm și să le transmitem celor care vin după noi, dacă nu avem la îndemână mijloacele financiare necesare? Așadar, pastorala aceasta a Sfântului Sinod, citită astăzi în bisericile din întreaga Patriarhie Română, ne învață pe toți, și pe cei care nu vin la biserică, pentru că avem și ortodoxi care declară că sunt ortodoxi cu numele, dar nu vin la biserică, stau acasă sau merg în altă parte, nu știm ce fac, dar dacă măcar ar sta în această duminică în fața televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române și ar urmări Sfânta Liturghie, ar afla ce înseamnă duminica de astăzi. Ar afla și aflăm cu toții și reactualizăm cunoștințele noastre că duminica Ortodoxiei a fost instituită ca sărbătoarea bisericii noastre la 10 martie 843 de către împărăteasa Teodora și patriarhul Metodiu al Constantinopolului. Au fost vremuri grele atunci. Au fost așa numitele perioade iconoclaste. Cuvântul iconoclasm se păstrează astăzi și în limbajul oriental și în cel occidental. Și au fost aceste perioade în care s-a manifestat o atitudine foarte violentă împotriva icoanelor. Nu și împotriva Sfintei Cruci, Doamne ajută, dar împotriva icoanelor. Iconoclasm înseamnă sfărâmător, distrugător de icoane. Și au fost două perioade, după anul 700 și după 800, în care mii de icoane, pe lemn, pe pânză, pe sticlă, din biserici, au fost distruse. Opere de artă, de o calitate extraordinară. Am adus o carte cu mine care dedică acestei probleme a iconoclasmului, dedică două capitole foarte importante. Cartea se numește Miracolul Bizanțului și nu este scrisă de un teolog, ci este scrisă de o doamnă istoric din străinătate. Deci au fost perioadele acestea foarte grele în care au fost distruse toate icoanele care au fost găsite, de bună seamă că multe au fost și ascunse, și au fost persecutați, uciși, schingiuiți, martirizați, pictorii, nu puțin dintre ei preoți și monahi, tocmai pentru că îndrăzniseră să picteze asemenea icoane care au intrat în patrimoniul cultural al umanității. Ce ar fi dacă la noi, de pildă, nu am avea minunatele fresce ale mănăstirilor din Bucovina, de la Voroneț, de la Sucevița, de la Moldovița și așa mai departe, care îs de o frumusețe extraordinară și care grăiesc despre geniu creator al poporului român. Deci iconoclasmul acesta din perioadele acestea, de după anul 700, după anul 800, a distrus ceea ce s-a clădit cu multă trudă și cu multă cheltuială și a adus multă bucurie în sufletul credincioșilor. Iată ce spune în această carte. Iconoclasmul a fost una dintre marile dispute ideologice din istoria cunoscută. Mai mult de un secol
S-a dat o bătălie susținută, susținută și de împărații bizantini de atunci. Există dovezi despre două perioade distincte de distrugerea icoanelor la Bizanț între 730 și 787, la 787 fiind cel de-al șaptelea sinod ecumenic, și din nou între 815 și 843, și au fost consemnate multe victime și martirii. Iconarii au fost omorâți chiar, sau au fost închiși, sau au fost exilați. Au trecut prin momente foarte grele. Unii din cei închiși, foarte interesant, veneau la ei soțiile temnicerilor pe ascuns și le aduceau icoane în temniță să se închine. N-au renunțat, credincioși, adevărații credincioși, n-au renunțat la cultul icoanelor. Cât despre puterea de atracție a icoanelor față de sentimentele populare, când vezi o icoană frumoasă a Domnului Hristos sau a Maicii Domnului cu pruncul în brațe sau a unui sfânt mucenic și te așezi în genunchi în fața lui, simți cum te inundă un val de căldură sufletească și vorbești cu chipul pe care este pictat în icoana respectivă, nu cu pânza, nici cu lemnul, nici cu sticla. Vorbești cu chipul Domnului Hristos, al Maicii Domnului. Deci puterea de atracție a icoanelor față de sentimentele populare, fenomenul a fost poate cel mai bine înțeles de comandanții sovietici, care în anii 1930, era deja instaurat leninismul, comunismul în Uniunea Sovietică, în anii 30, când li s-a ordonat să pornească o campanie împotriva influenței bisericii, se știe că au aliniat icoanele, le-au condamnat la moarte și le-au împușcat. Vedeți cum se repetă iconoclasmul în istorie? Și astăzi avem iconoclaști, distrugători, sfârmători de icoane. Toți cei care le batjocoresc, toți cei care nu vor să țină seama de rolul lor în viața bisericii, de ele ca operă de artă bisericească, toți aceștia sunt iconoclaști. Numai că astăzi avem o legislație care nu permite profanarea bisericilor și a icoanelor, dar dacă ne gândim la o țară precum Siria, care este în război de atâția ani, acolo au fost distruse foarte multe biserici, acolo au fost distruse foarte multe icoane, sau în alte țări din Orientul Apropiat sau din Africa. Deci pastorala Sfântului Sinod, ca să revenim la ea, ne vorbește despre această duminică a Ortodoxiei și despre cinstirea icoanelor. Și apoi zice așa în final, ca parohiile și mănăstirile noastre să efectueze donații pentru fondul central misionar, nu pentru parohie, nu pentru protopopiat, nu pentru mănăstire, nu pentru episcopie sau mitropolie, ori patriarhie, ci pentru fondul central misionar ca expresia solidarității ortodoxilor români, dar și ca mărturia unității de neam. Ortodoxia întotdeauna a pus accentul pe unitatea de neam, pe păstrarea ființei noastre naționale. Revin la cartea părintelui Stăniloae, despre care tot Nicolae Steinhardt spune că este poate cea mai bună care tratează o astfel de temă, românism și ortodoxie sau ortodoxie și românism. Spune așa părintele Stăniloae: românul are două pasiuni mari, pământul și credința. Sunt cele două realități organice și esențiale ale vieții. Din pământ, românul simte că din ele îi curge viața. Adică din pământ și credință. Din pământ viața trupului, din Dumnezeu viața sufletului. Se vede aici o minte care nu e ispitită de iluzii,
El dă cu un gest sigur la o parte mulțimea de aparențe goale, dar pretențioase ale lumii și vede singurele lucruri esențiale din care decurg toate. Viața lângă pământ și lângă Dumnezeu e singura viață bine hrănită cu ceea ce de fapt îi trebuie, e singura viață sănătoasă și sub raportul fizic și sub cel moral-spiritual. Pornind de la faptul că în pastorală se spune Fondul Central Misionar este o expresie a solidarității noastre ca ortodoxi români, dar este și o mărturie a unității de neam. Cine beneficiază de acest fond? Comunități parohiale, biserici, mănăstiri, așezăminte sociale din țară și din diaspora, care contribuie prin activitățile misionare, sociale, educaționale și caritative la păstrarea identității noastre românești. Vedeți că avem acum, în acești ani, avem deja sute de comunități parohiale ortodoxe și multe mănăstiri în Occident și peste ocean, în Statele Unite ale Americii, organizate în mitropolii, în episcopii, în protopopiate și așa mai departe. Toate aceste comunități parohiale și mănăstirești ortodoxe românești proclamă, propovăduiesc dreapta credință într-o lume secularizată, într-o lume care s-a îndepărtat de valorile credinței. Sunt făclii de lumină strălucitoare într-o lume fără Dumnezeu. Comunitățile noastre ortodoxe românești păstrează credința, păstrează limba, păstrează tradițiile, păstrează straile noastre românești, păstrează cântările bisericești, păstrează folclorul. Este o lucrare misionară cum nu a mai fost vreodată în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Nu putem să trecem cu vedere acest lucru. Nu putem să ne facem că nu observăm ce se întâmplă acolo, că se convertesc foarte mulți la ortodoxie, că revin la Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu. Apropo de Evanghelia Duminicii de azi, vino și vezi. Vino și vezi ce înseamnă ortodoxie. Vino și vezi ce înseamnă valorile ortodoxiei. Vino și vezi ce înseamnă frumusețile ortodoxiei. Vino și vezi ce înseamnă trăirea ortodoxiei. Vino și vezi ce înseamnă identitatea noastră creștin-ortodoxă. Sunt niște lucruri de o importanță capitală pentru noi. Și de aceea spuneam că se convertesc foarte mulți. Am scris un material cândva în care am dat un exemplu despre modul în care îl caută oamenii pe Dumnezeu și se pot converti. Un elvețian pe nume Klaus Kennet, pe care l-am avut oaspete și în biserica noastră, un spirit liberal, care a făcut de toate în viața lui, spune că jumătate din viață, după ce s-a săturat de droguri, de petreceri, de imoralități, de toate s-a săturat. Jumătate din viață mi-am petrecut-o în căutarea dragostei și a adevărului. Un traseu care, exprimat în kilometri, e mai mare decât în conjurul pământului de 50 de ori. Așa se intitulează cartea, 20.000 de kilometri în căutarea adevărului. Din India, Tibet, Thailanda și multe țări islamice, până în Mexic, Alaska și Brazilia, a căutat, a vrut să vadă, să înțeleagă, să-și găsească liniștea interioară, să-L găsească pe Dumnezeu. De la filosofie la un adept convins al comunismului, dintr-un ateu devenit hipiot. Ani de zile am încercat marile credințe ale Asiei, dar și învățăturile indienilor din America. Am petrecut 6 luni în lumea distrugătoare a drogurilor și am făcut un popas cutremurător în ocultism, în lumea ezoterismului. Nimic
din toate acestea, nu mi-a putut umple golul din suflet până în ziua în care, stând în fața a 7 puști, urma să fie executat, am avut parte de o întâlnire dramatică și ipostatică cu acel Dumnezeu necunoscut și am fost izbăvit în chip minunat. După această cutremurătoare convertire, între Klaus Kenneth și părintele Sofronie Saharov de la mănăstirea Essex din Anglia, foarte cunoscută în toată lumea ortodoxă și nu numai, s-a înfiripat o puternică legătură duhovnicească, în urma căreia Klaus a ajuns să cunoască, după cum mărturisește, o predanie veche de 2000 de ani, ortodoxia, în care în tot acest răstimp nu s-a schimbat nicio iotă din învățătura lui Hristos, dreapta slăvire, dreapta mărire, dreapta credință. Ortodoxia i-a modelat sufletul, l-a transformat, l-a salvat de la, la rătăcire și l-a așezat pe cărarea mântuirii. Iată cât de importantă este credința, iată ce înseamnă să crezi cu adevărat, iată ce înseamnă să n-ai liniște în sufletul tău până nu găsești dreapta credință și până nu-L găsești pe Dumnezeu. Cum l-au găsit părinte vicar și rușii chieveni, nu, când au primit dreapta credință de la Constantinopol la cumpăna dintre milenii. Minunată mărturisirea despre convertirea lui Kenneth. V-aș propune în continuare să vorbim ceva despre Evanghelia de la Ioan de astăzi, care este o Evanghelie a începutului. Iată, ne aflăm la începutul Sfântului și Marelui Post și Evanghelia de la Ioan, primul capitol, este tot o Evanghelie a începuturilor, practic. Da, e minunat cuvântul Evangheliei citit astăzi în bisericile noastre și care grăiește așa. A doua zi, iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui și privind pe Iisus care trecea, a zis: Iată mielul lui Dumnezeu. Parcă îl văd cu ochii minții pe profetul Isaia. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie, fără de glas înaintea celui ce o tunde, așa nu și-a deschis gura sa. Deci doi ucenici și Sfântul Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu. Și cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta și au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-se și văzându-i că merg după el, le-a zis: Ce căutați? Iar ei au zis: Rabi, care se tâlcuiește învățătorule, unde locuiești? El le-a zis: Veniți și veți vedea. Au mers deci și au văzut unde locuia și au rămas la el în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea. Era după masă, deci. Unul din cei doi care auziseră de la Ioan și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Pe celălalt nu-l știm, dar îl bănuim ca fiind chiar autorul Evangheliei a patra, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care în Evanghelia sa nu-și spune niciodată numele, ci doar consemnează că el era ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și au mers deci cu el. Unul dintre cei doi care auziseră era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta l-a găsit întâi pe Simon, fratele său, și i-a zis: Am găsit pe Mesia, care se tâlcuiește Hristos. Și l-au adus la Iisus. Iisus, privind la el, a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona? Tu te vei numi Chefa, adică Petru, piatră, stâncă. A doua zi voia să plece Iisus în Galileea și l-a găsit pe Filip. Și a zis: Urmează-mi. Iar Filip era din Besaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru, și am adăugat noi și a lui Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu. Filip l-a găsit pe Natanael și i-a zis: Am aflat pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Și a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun?
Filip i-a zis, vino și vezi. Și Iisus l-a văzut pe Natanael venind către el și a zis, iată cu adevărat israelit în care nu este vicleșug. Natanael le-a zis, de unde mă cunoști? A răspuns Iisus și a zis, mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub zmochin. Răspunsul i-a Natanael, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Regele lui Israel. Răspuns a Iisus și a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub zmochin, mai mari decât acestea vei vedea. Aceasta este Sfânta Evanghelie, citită cu emoție astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care vorbește, iată, atât de simplu despre întâlnirea Domnului nostru Iisus Hristos cu doi dintre ucenicii Sfântului Proroc, înainte mergător și botezător Ioan, cu Andrei și Ioan. Andrei, ocrotitorul României, și Ioan, evanghelistul, cel care s-a învrednicit de cinstea de a o primi în grija lui pe Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului. Este plină de învățăminte, de semnificații deosebite Evanghelia de astăzi. Ni se pare simplă la prima vedere, dar vedeți că Ioan Botezătorul, prin harul lui Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu, îl descoperă celor doi ucenici pe Mesia, pe Hristos, pe Mântuitorul Lumii, cu cuvintele profetului Isaia, rostite în urmă cu 700 de ani, cu 700 de ani înainte de Hristos, văzător cu Duhul, cu adevărat, nu cum își spun unii în zilele noastre astăzi, și nu sunt. Profetul Isaia, cu 700 de ani înainte, a profețit întruparea Fiului lui Dumnezeu, pătimirile și moartea sa, de parcă ar fi fost martor ocular. Ucenicii săi, Andrei, Ioan și alții, că au fost mai mulți care au devenit apoi apostoli ai Domnului Hristos, ca și conaționalii lor, așteptau un Mesia politic, un care să fie erou național, un conducător de oști care să se pună în fruntea lor și cu sabia în mână să-i arunce pe stăpânitorii romani în Marea Mediterană. Așa și închipuiau ei că va veni Mesia. Și Ioan Botezătorul le spune că Mesia va fi blând, ca un miel, va fi smerit, va fi un împărat al păcii, nu va fi un războinic. El nu va veni să lupte cu armele împotriva stăpânirii pământești, ci va veni să lupte cu arme spirituale pentru a ajuta pe oameni să dobândească cea mai importantă împărăție. Nu împărăția de pe pământ, romană, care a durat cât a durat și a dispărut din istorie, ca și Imperiul Bizantin. După 1000 de ani a dispărut și el. Împărăția dragostei, a păcii, a luminii, această împărăție a venit să o aducă Hristos Domnul pe pământ. Foarte interesant este faptul că acești doi ucenici l-au urmat îndată. Știau că va veni Mântuitorul, citiseră cărțile vechi, îl ascultau pe Ioan Botezătorul, ascultaseră pe rabinii din sinagogile, din Betsaida, din Capernaum, pe unde mergeau, și au avut o scânteiere dintr-o dată și au înțeles că pe el trebuie să-l urmeze. Și atunci, vedeți ce important este și câte avem noi de învățat de aici, Andrei l-a dus și pe fratele lui la Hristos. Asta trebuie să facem și noi, să-l aducem și pe fratele nostru, și pe sora noastră, și pe vecinul nostru, și pe prietenul nostru, să-l aducem la Hristos. Și Hristos așa de frumos l-a primit pe Chefa, pe Petru, pe Simon, l-a primit la el și l-a făcut pescar de oameni, ca și pe Andrei, ca și pe Ioan, și pe Iacob, și pe Filip. Și l-a găsit pe Filip și Filip la rândul lui l-a adus pe Natanael. Aceasta este misiunea noastră a credincioșilor ortodoxi, să ne trăim frumos credința, să-i aducem pe oameni la Dumnezeu. Și în duminica de astăzi, că e încă seară, n-a trecut
noaptea peste noi. Încă în duminica de astăzi, poate ar fi momentul să ne punem cu toții o întrebare. Noi pe câți am adus la Hristos în viața noastră? Așa cum Andrei l-a adus pe fratele său, cum Filip l-a adus pe Natanael. Și este foarte interesant dialogul acesta dintre Domnul Hristos și Natanael. Din Nazaret poate fi ceva bun? Întreabă Natanael. Parcă nu-i venea să creadă. Sau poate că Natanael se gândea la profeția din Miheia, care spunea: și tu, Betleeme Efrata, deși ești mic între semințile lui Iuda, din tine se va naște stăpânitorul, conducătorul, mântuitorul. Se gândea că nu poate veni Mesia, nu poate veni Hristos din Nazaret, că nu așa au scris profeții din vechime. Dar Hristos s-a născut cu adevărat în Betleem, însă copilăria și tinerețea și le-a trăit la Nazaret. Și atunci Domnul Hristos îi spune: vino și vezi, vino și vezi că eu sunt, convinge-te din cuvintele mele, din învățăturile mele, din minunile pe care le săvârșesc, convinge-te că eu sunt Mesia, eu sunt Mântuitorul Lumii. Te-am văzut când erai sub smochin. E o taină aici. Ortodoxia este la rândul ei o taină. Așa cum și icoana pe care am privit-o, la care ne-am închinat astăzi, este o fereastră spre veșnicie. Nu poți înțelege icoana dacă n-ai smerenie să te pleci în genunchi în fața ei și să lași să cadre o lacrimă de pocăință, să-ți ceri iertare de la Dumnezeu. Nu poți înțelege taina ortodoxiei dacă nu o lași să pătrundă în sufletul tău, dacă nu o simți în inima ta, dacă nu o trăiești din plenitudinea ființei tale. De unde mă cunoști? Te-am văzut mai înainte de a te chema Filip, când erai sub smochin. Foarte mulți exegeți, teologi, părinți ai bisericii se întreabă când a fost Natanael sub smochin și l-a văzut Hristos. Unii spun că era o tradiție fariseică atunci, ca să citești Biblia, Tora, să o citești sub smochin. Smochinul are o umbră mai deasă. Acolo să o citești, la umbra smochinului, în liniștea de acolo. Și că l-a văzut Domnul Hristos pe Natanael cândva cu Biblia în mână, citind cuvântul lui Dumnezeu. Alții spun că el ar fi fost ascuns sub frunze de smochin, care sunt mai late, ar fi fost ascuns de maica sa atunci când soldații ucigașului rege Irod căutau să ia viața pruncului Iisus. Așa cum și despre Sfântul Proroc înainte mergător și botezător Ioan, se spune că a fost ascuns într-o grotă și a așezat o piatră peste intrarea în grotă ca să nu fie la rândul lui ucis de acei soldați trimiși de Irod. Este o taină aceasta, dar asta îi spune multe lui Natanael. Acum el înțelege că n-are un simplu om în fața sa, că în fața sa stă Mântuitorul Lumii, stă Fiul lui Dumnezeu, că numai el putea cunoaște o asemenea taină din viața lui. Acesta este un semnal de alarmă și pentru noi cei de astăzi, și pentru toți, pentru cei care ne privesc astăzi și pentru toți oamenii, că nu poți ascunde nimic în fața lui Dumnezeu. De oameni te poți ascunde, dar de Dumnezeu? De Dumnezeu nu. De aceea trebuie să fim sinceri cu noi înșine, unii cu ceilalți și mai ales cu Dumnezeu. Să ne trăim credința într-o sinceritate, într-o trăire frumoasă, cu dragoste de Dumnezeu. Asta ne învață Natanael. Nu ne putem ascunde de Dumnezeu. Pentru că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Vei vedea. Oare la ce se va fi referit Domnul Hristos? Cred că el s-a referit aici
la faptul că Natanael, devenind apostol al Domnului, va participa la învierile din morți pe care el le-a săvârșit, la înmulțirea pâinilor și săturarea a mii și mii de oameni, la vindecările pe care le-a săvârșit în Iudeea, în Samaria, în Galileea, în părțile Tirului și ale Sidonului, dar mai ales la săptămâna pătimirilor, la moartea și la învierea Domnului. Mai mari decât acestea vei vedea. Deci omul care își descopere sufletul în fața lui Dumnezeu, omul care nu ascunde nimic în fața lui Dumnezeu, credinciosul care își pune inima sa pe palmele lui Dumnezeu, se va învrednici de lumină, de binecuvântare, de har, de lucruri minunate în viața lui și de, mai ales, de mântuire. Părinte Vicar, mulțumim pentru cele împărtășite, care au fost nu numai din literatura teologică, ci iată și din Sfânta Scriptură și din ceea ce dumneavoastră ați scris de-a lungul timpului, din pastorala Sfântului Sinod, și care ne-au rămas la suflet. Ne-au rămas la suflet toate cuvintele pe care ni le-ați spus în această seară, mai ales aceste invitații, invitația de a ne gândi dacă am dus pe cineva la Hristos și invitația aceasta de a trăi credința și de a nu îl minți, de a nu-i ascunde lui Dumnezeu nimic, pentru că putem să ascundem oamenilor, dar evident lui Dumnezeu niciodată. Așa este. Cuvinte deosebite și duhovnicești care ne rămân, sper, celor care v-am privit, care v-am ascultat și pentru această săptămână a doua a Sfântului Post pe care o începem, iată. Să ne dăruiască Bunul Dumnezeu zile bune și binecuvântate ca să ne trăim frumos credința, să trăim după rânduială acest post pe care să-l prelungim în toată viața noastră. Postul nu se încheie în noaptea învierii. Postul duhovnicesc continuă toată viața. Dacă înțelegem acest lucru, suntem pe drumul cel bun. Să ne ajute Dumnezeu să împlinim voia sa cea sfântă și să ne învrednicim de minunea învierii Fiului Său din morți. Așa să ne fie după cuvântul Sfinției voastre. Dragii noștri telespectatori, privitori, ne oprim aici. Sunt convins că ați urmărit cu bucurie emisiunea din această seară. Să fie încă o dată de folos pentru săptămâna care vine și pentru toată vremea vieții noastre. Vă dăm întâlnire duminica viitoare la aceeași oră. Doamne ajută!